Forma mare a Palatului de Cultură din Ungheni a fost arhiplină. 350 de oameni au venit la concertul de caritate să-l susțină pe Victoraș Feodorov. Banii obținuți din vânzarea biletelor sunt pentru transplantul de celule de care are nevoie Victoraș pentru a putea vedea. Concertul a fost organizat de antreprenorul Eduard Bejinar, cu susținerea primăriei orașului și a mai multor agenții economici. Ajutorul acesta i-am vrut cu banii care ne-am implicat, adică și prin informație la toată lumea, să poată să adune cu cât mai mulți bani, adică să știe toată societatea noastră și care cu ce poate să ajute, în afară de asta concertul să primească și o plăcere și o satisfacție de la cei că noi toți împreună am putut să ajutăm un copil și am fost uniți. Toți s-au unit pentru a-i dărui o șansă lui Victoraș. În susținerea lui au evoluat Ion Suruceanu, Anișoara Puică, Dana Marchitan și Mariana Mihailă. Artiștii spun că au cântat cu mare plăcere pentru sănătatea micuțului. Am venit astăzi cu cea mai mare plăcere ca să cânt pentru tot spectatorul care ne așteaptă în sală. Noi suntem întotdeauna într-o alergătură după material, toți alergăm, dar să fim mai buni la suflet și uneori să ne uităm că uneori cu un sfat sau eu în domeniul meu cu un cântec aș putea ca să ajut pe cineva. Eu niciodată n-am fost indiferent de așa spectacole care, pe lângă momentul care aduce bună dispoziție celor care stau în sală, mai e un mare folos pentru o persoană care necesită acest lucru. Părinții lui Victoraș sunt foarte bucuroși că oamenii au fost receptivi la durerea lor și le sunt recunoscători. Foarte receptivi. Vreau să mulțumesc mult, foarte mulți oameni s-au adresat, chiar și după ce a fost arătat la televiziune și după ce s-a scris în ziar. Foarte mulți oameni s-au adresat și să știți că nu doar cu bani, dar și cu un sfat, cu o vorbă bună. Din vânzarea biletelor pentru concert, familia Feodorov a strâns aproape 3.000 de dolari, dar mai au nevoie încă de 10.000 de dolari pentru operația lui Victoraș. Ei speră să adune această sumă cât mai curând.